Eu sunt Silviu și bine v-am găsit la un nou episod pe canalul meu. Băi, sună așa penibil cu intro-urile astea. Da, trebuie să le fac. Astăzi vreau să vorbim puțin despre Battenburgul, robelul ăsta de la cumpărătorul la ultima licitație la care am fost și în care am mare încredere. Este un porumbel foarte fain la mână, o să vi-l arăt mai târziu puțin. Scuzați-mi vocea, sunt puțin răgușit. Vreau să vă prezint în primul rând pedigriul. Așa arată pedigriul, este un pedigri editat cu un program de editare tipic danez. Nu știu ce nu știa zoom. Acum, așa arată un pedigri tipic danemarcadez. A fost porumbelul al 34-lea licitație, indicativul 34, crescătorul avem aici, Jorn Espensen, și aici Dan 0122 este indicativul clubului și denumirea clubului, Finnboen. Porumbelul acesta a fost de produs pe doi originali, Hugo Battenburg și Anne van der Merwe, din doi porumbei pe care Jorn i-a cumpărat direct din crescătoria lor în anul 2006. La licitație a fost porumbelul ăsta, din ăștia doi, și încă un frate cu el în 2012, pe care nu am reușit să-l cumpăr. Nu știu cât vedeți, puteți să dați stop cadru, stop pe video, să studiați puțin, sper că vedeți destul de clar. Aici avem un bunic din partea tatălui care a fost locul 2 provincial, un 20 național. Sunt porumbei care pot parcurge distanța de 965 de km în one day, într-o zi, one day race 965 km. La fel și această femelă, care a fost 1 provincial, 13 național și mai are încă o clasare de 2 național. Nu știu exact despre ce este vorba, probabil a fost un clasament pe Germania, DV, nu-mi dau seama. Ca să faceți o idee, acești porumbei de Battenburg sunt porumbei care au la bază porumbei de Jan Arden, ăsta fiind de Witbuik, foarte, foarte cunoscut, porumbelul de top al crescătoriei și din care se trag cei mai buni porumbei ai cuplului, să zic așa. Ăsta este 100% Jan Arden, ăsta Witpe. Probabil să pronunce așa, cras fit pe înseamnă gust șfichiat. Avem un gust șfichiat aici, încă un șfichiat aici, donker nu știu ce înseamnă. Aici un șfichiat, un șfichiat, ăsta șfichiat. Deci trei bunici guți închiși cu aripi albe. Tipici porumbeilor de Arden. Avem aici un 2 național din 13.000 care a fost dat la ceva. Avem aici, nu știu dacă asta este mama Xenei sau Xena, cu denumirea Moeder Xena, care a fost unul, a câștigat locul 1 de 4.000. Probabil că a fost mama unor porumbei cu rezultate de top. N-am stat să studiez foarte mult pedigriu, să-i dau pe Google. Aș putea foarte bine să dau pe Google seriile acestor porumbei și să-mi apară ceva informații. Aș putea face chestia asta. Avem aici, asta e un porumbel probabil cumpărat de la Vermeulen, probabil că așa se pronunță, probabil tot un Hugo, H-ul ăsta vine la un Hugo, care a fost unul provincial și național, Saint Vincent, din 7454 de porumbei. Și care, probabil că este și un reproducător, are numele de Misha. Da, păi este părinții lui. Probabil a fost cumpărat și băgat la reproducție de Battenburg ăsta. Și ăsta este nepot din faimosul Witbuik. Ăsta este tatăl la 81 național. Și n-am mai avut loc aici ceva Grotevader, bunic la ceva, câștigător. Cam ăsta este, să zice că porumbelul a fost cumpărat 50% pe baza faptului cum arată și 50% pe baza pedigriului.
Este un porumbel super fain, o să vi-l prezint acum. Încă o puțină lumină, mai multă lumină, este oarecum întunecat acum afară. După cum vedem aici, pedigriul a fost printat pe 14.12.2017, atunci când Ior n-a mai putut să se ocupe de porumbei și a luat decizia împreună cu colegii de club săi să organizeze licitație pentru a-i vinde pe toți. Ei s-au apucat de treabă, au luat, au printat, au verificat porumbei. Un porumbel care este 100% distanță lungă de maraton, un porumbel care practic ar putea parcurge distanța de 965 km într-o singură zi. Nu o să poată să facă în țara asta, n-are cum, nu cred. Decât dacă ar fi o zi calmă ca aceasta, să poată să parcurgă distanța asta la o lansare din München, din Germania. Ne avem, am aproximativ 1000 de kilometri de acolo până aici, în linie dreaptă. Dar avem un porumbel care are bază, porumbei de distanță lungă. Este ok, este bine dezvoltat, foarte frumos și ar trebui să-l iau ca reper în viitor, știind cum ar trebui să arate porumbei de distanță lungă, ca el. Hai să-l vedem. Așa arată banditul. Cred că să-l poreclesc Battenburgul sau burghezul. Battenburghezul. O să mă apropii cumva de cameră. Deci este un porumbel cu culoare, un pigment foarte puternic de negru. Îl vedem și pe cap. Este un porumbel dominant, cu o culoare dominantă. Hai să luăm pe partea asta să vi-l arăt. Ochi închis. Am pus mașina în spate, nu să mă laud, că nu e nimic de lăudat, că nu cine știe ce mașină, dar ca să poată camera să facă o diferență dintre, să spunem, un obiect pe background mai mare și unul în față, să știe exact ce e, că altfel se duce aiurea pe crengi, pe focusul. Aripă mare, plutitoare. Măi, așa ar trebui să arate. Ăsta este gutul dominant, mor dominant. Atunci când porumbei au culoarea aia, albul ăsta aici, este o culoare recesivă, să zicem așa. Și ăsta cu, când este umplut aici cu pigment, cu aceeași culoare pe care porumbelul are pe spate, vorbim de o culoare dominantă. Bătrânii ăștia de prin Danemarca obișnuiesc să-și împerecheze porumbei cu ochi diferit. Deci nu trebuie să aibă ochi alb cu ochi alb. Se poate să aibă și ochi alb, dar trebuie să fie de două tipologii, tipuri diferite de alb, să zicem așa. Dar obișnuiesc foarte mulți din ei să-și împerecheze porumbei cu o culoare dominantă. Chiar dacă este albastru, să fie un albastru dominant și un albastru recesiv. Ăsta este, în cazul ăsta, este un porumbel dominant. Zic ei că pui vor fi mult mai reușiți, combinația între ei vor da pui mult mai reușiți. Ce are un piept fain. Sternul este foarte bine dezvoltat. Coada puțin lată. Deci pleacă într-o remigă și jumătate. Puternic, gâtul puternic. Este așa cum trebuie să fie un porumbel de distanță lungă de maraton. Hai să mă uităm puțin și pot să iau. ...163, club 122. L-am băgat cu o femelă din aia bun de la mine, care mi-a mers anul trecut 100%. Am frate din aia care mi-a zburat Antwerpen, nu? Și știu că pot. Tatăl, să zice bunicul femelei cu care ăsta este împerecheat, este dat tot așa din niște negri și ficheați. Nu știu exact baza lor. Au mers foarte bine la distanță lungă la Gherda și Carl.
la cei care au avut locul 41 în finală la One Million Dollar Race în Africa de Sud. Apropo, și un coleg de club, Klaus Hansen, cel de la care am eu roșii și mai am ceva porumbei, a avut locul 45. Am văzut că a fost organizată licitație live astăzi cu ei. Deci ăsta, Christian Mikkelsen, cel de la care Christian Mikkelsen, Gerda Mikkelsen, Karin și John sunt o familie, mama și doi frați. De la ei am o parte din porumbei roșii, știți foarte bine din videoul pe care le-am făcut. Roșii, ce mai am acolo? Ăla de la Ivan, 263 albastru, dutul ăla bătrân de 2010, e cel mai bătrân. Se trag din porumbei de la Klaus Hansen, de la mine din club. Cel care a avut anul ăsta locul 45 în finală la Polobodrom din Africa de Sud. Vorbim de rezultate, zicem așa, la nivel mondial. Acolo știm foarte bine că sunt porumbei trimiși și din Australia, și din America, Canada. Deci este o competiție la nivel, la nivel european, zicem, la nivel mondial. Da, sunt porumbei buni, au porumbei buni, porumbei care au dovedit tot timpul. Și așa cum am povestit în alte videouri, eu mi-am luat porumbei de pe din România, nu vreau să denigrez pe nimeni, de-aia eu nu vreau să dau nume, mi-am luat porumbei de acolo. Ai făcut cacamă? Ai făcut cacamă. Au noroc, era bobiță. Dar mi-am luat porumbei când m-am apucat din România, n-au mers aici absolut deloc. Și am mai avut porumbei din Belgia, din Olanda, am avut ceva original, să zic așa, n-am dat foarte mulți bani. V-am spus că pragul meu este undeva la 150 de euro pe porumbel, indiferent de unde vine, la cine se trage. Acolo m-am oprit tot timpul, n-am dat niciodată mai mult de 150 de euro pe un porumbel. Dar cei mai mulți porumbei au fost, cei mai mulți porumbei buni au fost porumbei primiți, eventual cumpărați cu sume mici. Și bineînțeles sunt porumbei de aici, din Danemarca. De aia rulajul a fost foarte mare la mine. M-am obișnuit să, tot timpul să cumpăr porumbei relativ ieftini și să-i verific, bum, 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 și dacă nu s-a ținut de cei pe care eu îi aveam cât de cât ok, aici i-am eliminat. Nu am stat pe gânduri, i-am dat prin țară, ce am făcut cu ei, i-am eliminat. Ăsta e ok, mai am femeia aia de Heberek, de Chris Heberek, care este cu trestiu. Am o pereche de ouă mutate, mai am o pereche de ouă care trebuie să vină acuș. Ăsta, am avut noroc chiar cu el. Datorită faptului că am avut un compartiment liber, o femeie disperată, s-au îndrăgostit la prima vedere, așa cum a făcut eu de el, i-am băgat acolo, a făcut foarte repede ouă și m-am gândit, nu-s bune. Le-am mutat, am riscat, am aruncat ouă de pe la niște zburători, le-am mutat acolo, le-am verificat aseară, țuțu, bune. Și acum, ieri am mai făcut un ouă femeie la aia, foarte repede, semn că le priuiește împreună, el stau într-un compartiment, compartimentul unde să țin eu femelele de văduvie, văduvele. Acolo stau singuri. Au tot timpul din lume și tot spațiu. Pe Facebook, dacă nu știți pe Facebook, am fost la expoziția națională, acum vreo 3 săptămâni în urmă. M-am dus așa și așa, am luat un băiat, Florin, de la Iași, de la Holboca, am luat cu mine și mi-a purtat noroc. Am jucat ceea ce se cheamă aici Americansk Tombola. Tombola americană, tradus așa, ceva de genul, plătești o sumă de bani, în cazul ăsta a fost 10 coroane, organizată de cei de la standul la Herbots. Plătești 10 coroane pe un bilețel rulat, în care ai ascuns un număr. Eu am luat 5 bilețe, am dat 50 de coroane și, surpriză, bine, printre premii erau porumbei, nepoți din porumbei consacrați, super, super șmecheri, de la ăia de acolo, că ei, Herbots ăștia mai și zboară, dar mai și cumpără și vând. Au o mică fermă acolo și mai erau produse și nu mai știu ce prostii pe acolo. Păi și fete, ce fac? Mă duc. Eu jucase înainte de tombolă la Danej. Cum puteai să găsiți pui de la Danej și ceva ciocolată. Și am dat vreo 50 de coroane, am luat vreo 10 bilete, era 5 coroane pe bilețelul ăștia, pe chestia aia rulată, pe foiță. Și am câștigat două ciocolăți de alea ieftine. M-am să așa cu oarecare energie negativă la ăștia la Herbo și zic, bă, sigur, zic, numerele care ar trebui să fie câștigătoare pentru porumbei de acolo sunt aici în bolul ăsta. Zice, da, sunt acolo. Și mai vin și alții care îi susțineau apoi și zic, da, da, acolo sunt. Băi, și iau 5 de alea și cade 150. Deci am câștigat, să zicem,
Al doilea, zicem, porumbel ca valoare, pui din nepot, din cel mai bun porumbel ca valoare, al doilea premiu ca valoare, să zic așa, din ce aveau expuși pe panoul respectiv, așa, un fel de panou frumos făcut, cu nepot din, din New Belgium Bride. New Belgium Pride ăsta este un porumbel care a fost locul 1 național în Belgia, la distanță lungă, 1 as național, fiind de două ori locul 1 național la distanță lungă, la el distanță lungă înseamnă 750 km și a mai fost locul 2 sau 3 național la nu știu ce etapă și fiți atenți, a fost Yarling. Deci rezultatele astea le-a obținut atunci când porumbelul ăsta a avut un an. Ei, valoarea lui pe piață este foarte mare a porumbelului ăsta, New Belgium Pride, dar am văzut pe site-ul ăsta la Herbos că ăștia au o listă de prețuri, că este al doilea cel mai pui din ăla, se vând cu al doilea cel mai scump preț pe care ei obișnuiesc să-l practice la pui și anume 2500 de euro. Pui direct din ăla, deci puiul ăsta pe care am câștigat eu și o să mi-l dea ăștia prin mai pe undeva, o să-l aducă din Belgia sau nu știu, nu cred că l-au aici, l-au acolo în Belgia. Cred că o să aibă o valoare de 500 de euro până într-o 1000 de euro maxim în funcție de ce mai are el în pedigree. Ce mai are el în familie. Dar sper să fie la asta distanță lungă, maraton, și o să-i combin cu ăsta și cu femeia aia care este pentru maraton extrem. Am găsit ceva pe net despre femeia asta. Pedigreul a fost foarte simplu, să zic așa, făcut de mână. Și am... bine, ea are de la Heberek foarte mult. Îl are pe Tarzan, pe Gentleman. Ce mai are acolo? Îmi scap acum. Are foarte mulți porumbei buni și mai are ceva de la un crescător. Cucu? Cucu! De la un crescător foarte bun, anilor 80-90. Maurice. Am stat și am studiat. Asta. Deci morna aia are un porumbel de Maurice Cassert, Cassart, un porumbel pe nume Nasdaq, Belgia, 98-91-47-146. Ăsta a fost locul 1 național în anul 2000 în Belgia. Și fica din ăla este bunica astea. Și nu numai că e mare chestie cu faza asta, dar femeia aia a dat foarte mulți porumbei distanță lungă unui crescător din Viborg, care a fost prezent la licitație respectivă atunci când a vândut. Foarte mulți porumbei de distanță lungă. El fiind ocupând locul 1 național și locul 1 pe secțiune mai mulți ani la rând aici, pe distanță lungă. Și se află în femeia aia. Da, eu când am cumpărat-o pe asta de la licitația aia, unde s-au vândut toți porumbei respectivului, au fost vreo 160 de porumbei în ziua aia la licitație, a ținut vreo 3-4 ore licitația. Crescătorul era mort, n-avea nimeni să întrebe pe ce și cum. Și că te duci acolo la licitație să faci o idee despre porumbei aia și n-ai tu timp, că nu știi ce cumperi, cum cumperi. Eventual după licitație să te duci să cauți pe cineva să pui întrebări despre porumbelul respectiv. Dar toată lumea e zăpăcită, porumbei se dau, se fac chitanțe, ce se mai fac, bla bla, și rămâne așa, te duci acasă. Ăsta este banditul, burghezul, batem burghezul și sper să dea pui buni. Sper. Are și un pic de alb aici. Nu se vede o pană mică. Hai să văd ceva pui. Pam, pam! Ăsta este pui din negru, 1-2-1, cu femela as distanță lungă, regional, 2017. Este să fie un băiețel, năsos, frumos, bine dezvoltat, cu nu a fost limpede, a fost singur în cui, bine la cu gold ring. Nu este prea bine, dar vreau zic că nu este legal să fac treaba asta, el fiind din 2018, dar zic și eu că a fost scos pe 31 decembrie, 2017 la ora 11:59 de minute. Oricum are importanță, ăsta va participa la un concurs oficial. Ia uitați frumos cum se duce codița într-o remigă. Așa trebuie să te un pui
închis sub aripă, închis aici. Dacă nu e închis sub aripă bine și închis aici, puiul va fi eliminat. Guzganii ăștia doi ar trebui să fie porumbei de colobodrom și nu numai. Tatăl este, zicem așa, selectat pe porumbei care au mers foarte bine pe colombodroame, care s-au făcut bani cu ei, are mulți frați tatăl care a dat bine, foarte bine în colombodroame. Femela la obac, mama ei la oembac, mama femelei soră bună cu 15 campioni, are și Flor Angels, îl trădează albul ăsta. Ce mai au? Faril. Ăștia trebuie să meargă foarte bine. Ăștia îi păstrez pentru mine. Ăsta e cu Gold Ring 1. Ăsta e cu inel de 2018, femeia asta. Și vor participa următoarea serie de pui, o voi trimite la Colombodrom. Va pleca la, cred că la Danish Pigeon Race. Sper să scoată ouă și să fie doi. Nouă pe coip și să fie doi sănătoși, frumoși ca ăștia și vor pleca la Danish Pigeon Race. Ăștia sunt Money Makers. Foarte frumoși. La fel, închis sub aripi. Sănătoși. Ăștia într-o săptămână ies afară. Trebuie să am grijă că nu e perioada normală să iasă afară. Dar măcar să-i scot vreo câteva zile sub atenția mea. Că se echilibrează, nu unul mare, sunt amândoi la fel, aceeași mărime, sunt un pic urâți, unul dintre ei o să fie cu coada mai urâtă, ăsta cred că o să iasă cu coada lată, mama ei are coada lată, am văzut că așa sunt familie, ăsta o să iasă foarte bun la mână, numai că o să fie cu picioarele lungi, așa mi-a dat și anul trecut. The future, it's here. Ori de vreo 2 săptămâni aici, singur, celălalt ou a fost limpede. Și ăsta trebuie să fie 100% pe distanță lungă. Mama tatălui 3 ori azi distanță lungă, 3 ani consecutivi. Anul trecut a fost și regional, azi distanță lungă regional. Am impresia că a doua femeie, al doilea porumbel la azi distanță lungă regional, la categoria femele. Mama ei este soră de mamă cu doi porumbei azi distanță lungă, cu 41, cu argintia aia, și cu mama negrului. Deci, teoretic, ar trebui să zboare distanță lungă. Și ăsta are un pic de alb aici. Și aici. Cred că asta e o femeie. Bă, sau un băiat. Este temperament, așa trebuie să fie, mă. Ambițioși. Pac. Pac. Deci ar trebui să meargă pe distanță lungă și ar trebui să meargă și prin colombodroame, pentru că tata este cumpărat de acolo. Tatăl are ceva loc 17, o femeie, are în pedigree o femeie de Jos Josen, care a dat locul 17 la colombodromul din Africa de Sud. Deci sunt porumbei care merg, de la Christian Mikkelsen, ăștia, de la mama lui. De la Gerda Mikkelsen. Cei care au avut locul 41 în finală anul ăsta, așa cum v-am zis la începutul videoului, la $1 Million Race în Africa de Sud. Vom vedea. Deocamdată, teorii și vorbe bune. Cei de sus au făcut o pereche de ouă pe care le-am mutat. Am găsit oportunitatea să le mut la zburători. Acum femeia ține puțin aripile lăsate, semn că va oua în o zi, două. Ăștia nu vor să se împerecheze nici într-un chip. Ea a fost împerecheată cu un mascul pe care astăzi l-am trimis în România și de acolo va pleca în Germania la un băiat Aurel pe care salut. El a mai cumpărat o femeie, m-a trimis o pereche. Ar trebui să se împerecheze cu ăsta și ăsta fiind din aia bun de la Klaus, dar nu vrea deloc că îl bate, că îl prinde în cușcă, îl rupe. Ea oricum o să zboare, are Gold Ring, dar o să zboare cel puțin pas de 50 km anul ăsta. Femeia asta, un nou limpede, un nou bun, este practic, sunt practic părinții astea, ăștia dau numai buni.
Ei au dat și femela, care este cu Battenburgul, Battenburghezul. Puiuțul acolo, Jeff de Wilde, Jos Josen și mai are Marc Polin. Ăștia i-au mutat jos, așa obișnuiesc, au fost acolo sus, când cresc cu puișorii mari, cât de cât, îi mut pentru a nu risca ca mama să facă ouă în cuib și ei să le strivească, eventual să găinețeze pe ei și nu e bine. Îi mut jos, atâta timp cât majoritatea porumbeilor sunt implicați în reproducție, instinctul matern-patern nu îi va lăsa să-i bată pe celălalt pui, sper. Oricum, locul de jos nu este revendicat de nimeni, așa că nu este un teritoriu comun, să zic așa. Trestiul ăsta a fost împerecheat anul trecut cu o femelă de la zbor, neavând cu ce. A scos acolo jos două serii de pui. Femela s-a pierdut la o catastrofă. S-au pierdut foarte mulți iarnici atunci, am pierdut și eu. Și de atunci a rămas așa într-o stare de depresie, n-am mai fost interesat de absolut nimic. Am văzut că incestuosul îi cam place de fisa și am să-i lăs împreună oricum. Nu știu, pui din ei nu o să meargă la zbor. Probabil am să-i vând cuiva, am să-i dau să aibă din porumbeia aia, care merg foarte bine de la Klaus, cum e și trestiul ăla, cum e și ăla de acolo. Ei toți sunt fii, ăsta, ăsta și ăsta. Și ăla de jos, 263, sunt fii din porumbelul de bază al lui Klaus Hansen. Aici, cred că mâine sau astăzi, scoate foarte mulți pui de aici. Ăștia vor aștepta puțin, ăștia trebuie să scoată. Aici trebuie să scoată. Ăsta este Denisele. Sunt ciocnite ouăle. Asta a scos doar un ou. Nu știu de ce. Puțin și buni, nu țin mulți, ăștia la fel. Pui din ăștia cred că îi voi trimite în Colombodrom, la băieții de la Târgu Frumos, la Colombodromul la Târgu Frumos, din ăștia și cred că și Denisele. Va pleca acolo. Aici sunt ouăle de la Battenburg și la femeia aia. Aici sunt doi frați buni, pui din ei vor pleca. Nu-i voi ține că nu cred că-s bun de zbor, dar dacă vă scoate doi pui sănătoși, că faza cu consanguinitatea e că ce nu e bună. Având caractere similare, puii vor fi cu probleme. Dar dacă pui ieșiți din consanguinitate sunt dezvoltați bine, armonios, cu vitalitate, atunci putem să-i ținem la matcă. Faza este că dacă depășesc chestia asta a problemei fizice și reușesc să stea la dai afară la zbor și reușesc să stea, că mai este o problemă cu ei, sunt sălbatici, sunt nebuni, pleacă de acasă. Dacă reușesc să stea pe acasă două săptămâni, ce trei săptămâni să se învețe, e ok. La experiența mea a fost cazul când au plecat și pe unul, două. Pur și simplu pleacă de nebuni, îi pierzi. Asta este o altă problemă a consanguinizării sau a nepotrivirii între parteneri. Uite, băieții, i-am pus acolo totul pentru ei. Și vor sta aici până când voi fi nevoie, până la prima etapă, atunci când femeile se vor întoarce de la concurs și după 5 minute de stat cu masculi vor veni aici. Eu voi antrena porumbei împreună și după prima etapă nu vor mai merge la antrenament, că nu găsesc sens. Antrenamentul va fi doar etapele. Îi băga la viteză, 200 de km în fiecare weekend, dacă vreau să-i antrenez. Deci nu-i voi mai duce. Eu antrez intensiv până la 100 de km personal, așa cum fac și știți din videouri. Până la prima etapă, după ce se întorc de la prima etapă, îi separ. Arunc ouă, pui tot ce mai este pe aici, nu mai țin nimic. Vor fi, de fapt, vor fi două cupluri aici. Ăsta, masculul ăsta de 2011, este bătrân. Și negru de acolo vor sta, ăștia vor sta împreună cu femelele, pentru că vreau să joc femelele la distanță lungă, la maraton practic, nu distanță lungă, ceilalți vor fi la distanță lungă, femelele vreau să le joc la maraton anul ăsta, până la 1000 de km, vorbim de aia, și unii albastre, asta de acolo. Asta e zburată și în Berlinul, deci femeia asta merge, s-a cam săturat așa la viteză, la distanță medie să dea rezultate, dar
Am observat că, cum o trimitem la distanță lungă și pe pui, au trecut aclasat odată sau două ori când avea pui. Bine, am și zăpăcit-o, a fost mutat în compartimentul ăla la reproducție, o luam, venea pe acolo, o băgam, o scoteam, a fost o prostie. Așa că mai bine o lăs eu aici. Văd cum învârt, cum sucesc să am pui și ouă bune, se potrivească cu etapa la care va participa, să o motivez și sper să dea rezultate, să fac ceva național bun. Nu m-ar mira să obțin din astea două un loc de 1 național, nu m-ar mira. Asta a fost deja 25 național la o etapă de Essen. Am mai avut un 30 și ceva național odată. Nu mai știu, în 2013. Urma scur 1-1-2-2. Cam atât. Cam atât, atât. Aici vor rămâne probabil ăștia doi. Femeia asta va zbura la viteză, având goal ring și vreau să nu risc. Nu mi-e frică că aș putea o pierde, zicem, până la 300-400 de kilometri, dar dacă aici se întâmplă ceva o nefăcută cu un zbor de ăsta mai nasol, se va pierde și vorba de bani aici. Vreau să-i țin, am 2-9 porumbei cu goal ring, vreau să-i țin să-i maturizez și atunci să-i bag la distanță lungă. La etapa aia de derby și să fac ceva bani, pentru că mie merge foarte bine pe distanță lungă cu ăștia. Demisele. Încă ceva important. Mie acum, după cum mă văd porumbei, acum porumbeii mei sunt cât se poate de sănătoși. Totul este calm, bine, găinațul este așa cum trebuie. Deci tot timpul ne uităm la găinață, pentru că le spune foarte mult despre sănătatea lor. Pot fi multe alte chestii care se scoată din ritm. De exemplu, ăsta a avut coccidioză, masculul ăsta de aici. Amărâtul ăsta, leșinatul. Era pus aici tot. Știți, într-un video, el și-a revenit. E ok. Atâta timp cât situația este sub control, nu mai căutați bol la porumbei. Nu mai, chiar dacă aveți un exemplar, două exemplare, care ar avea, zicem, găinațul mai apus, nu vă faceți griji. Pot fi multe chestii. Femeile care stau pe ouă, clocesc, se întâmplă multe chestii. Nu mai găsiți, nu o dăm papură la ei, nu le mai căutați probleme, nu le mai dați medicamente, pentru că riscați să dați peste cap. Lăsați-i în pace. Nu se întâmplă nimic. Atâta timp cât totul este bine, situația este calmă, relaxată în crescătorie, sunt sănătoși, aparent, nu le mai căutați probleme, nu le mai dați pentru vieri, pentru atâta timp cât ei sunt grăsuți, dacă aveți porumbei slabi, stau triști, e posibil să aibă probleme cu paraziții intestinali. Dacă ei sunt plinuți la piept, acum depinde și ce linie aveți pe porumbei. Ai mei obișnuiesc să fie grași, plinuți și sunt, au vitalitate în ei, nu le mai căutați, nu vă dați medicamente, nu vă mai faceți idei și planuri că băi, hai să dau de aia, că au aia, s-ar putea să aibă aia. Și la concursuri, dacă nu merg, nu merg. Înseamnă că slabi. Atât pot. Nu le mai dați tratamente. Atât de cât ei sunt, au găinați într-o formă ok, bilă, să zicem. Zboară afară o oră, fără să se așeze. Îi băgați la concurs, motivați și nu vin pe poziții bune, înseamnă că atât pot. Ăsta este potențialul lor, atât. Altceva nu mai puteți să faceți. Decât să-i schimbați. Luați tot afară și băgați altceva mai bun. Sau încrucișați cu altceva mai bun. Deci acolo v-ați oprit. Numai bine! Vă salut!